lumea fotbalului internațional este în doliu. Un tânăr sportiv a murit la vârsta de 25 de ani, în urma unui accident nautic. Fanii sunt șocați de vestea tristă care a venit ca un fulger pentru toată lumea. Despre ce jucător îndrăgit este vorba? Antonu a decedat în urma unui accident nautic. Fundașul englez care făcea parte din echipa de fotbal Charlotte FC a lăsat în urmă multă durere. Nimeni nu se aștepta ca sportivul să moară. Accidentul care i-a adus sfârșitul jucătorului de fotbal s-a produs miercuri. În apropiere de zona Miami Marin Stadium. Potrivit primelor informații, sportivul se afla alături de echipa Charlot Fece care se afla acolo pentru un nou cantonament. Totul s-a transformat într-o tragedie. Fanii, familia și colegii îl plâng pe îndrăgitul sportiv după ce au aflat de tragedie. Antonuac va rămâne numai o amintire în sufletele celor ce l-au cunoscut și apreciat.